Așa, prieteni, acum urmează să mergem la Băneasa. Mimi, luat suc. Ți-am luat paiul. Da, dar paiul ăsta de bambus. Sau de ce e? Da, pe omule, cu gura, ce are? Da, dar paiul ăsta are gust de lemn. Păi nu are gust de lemn, că l-am udat eu. Nu-mi place. Cum dracu nu-ți place? Nu-i duce la dosă, pentru că oricum tu tot timpul o bei pe toată. Da, mă împărțim, am zis că o împărțim, că nu vreau să o beau pe toată. Da, nu o părțim, pentru că tot o bei pe toată, iar mie nu mai rămâne. Mă, Deni, dar oprește-te o alta, să-mi bat picioarele aia, apa imediat ajunge. Dar nu vreau să oprești să-mi iei alta, vreau tu să ce vrei? Te să-mi iei și mie o doză când plecăm de acasă, dacă tot îți iei ție. Nu e așa greu să te amintești și de mine, tot timpul uiți de mine. A, mă, lasă ăsta, fă-i zi ăsta unde merge la vlog. Vezi ce se întâmplă când conduci așa? Dar cum? Conduc, mă, dai cu camera de pământ, strigi aici. N-ai pus-o bine, bine pe ăla. Eu n-am pus-o bine, tu n-ai pus-o bine. Bă, termină, mă, dă-ți alea de vlog și vorbim după da, aia. Nu mai am chef acum. Păi foarte bine, nu mai filmați, zici că e canalul meu, să-mi bat picioarele. Păi tu zici că n-ai chef, mă enervezi aici. Pentru că, uite, conduci în halul ăsta, dai cu camera. Am 80 la oră, limita e de 90, cum căcat conduc, uite-te. Păi da, nu mai faci așa. Nu, mă, omule, te-ai ieșit din cartier și să... Nu dă ăștia în mine. Da, și tot timpul faci așa și fix când vreau să beau suc. Nu fac tot timpul. Ba da, fix când vreau să beau suc. Când îți iau suc, că de ce îți iau suc? Când nu îți iau suc, că nu ți-am luat suc, să-mi bat picioarele. Nu, ziceam că atunci când conduci și eu vreau să beau suc, tot timpul trebuie să pui tu frână sau să accelerezi. Zici că suntem în avion. Mai sunt și alte mașini pe trafic, că nu e strada mea. Logic. Mi-e foame. Vreau să mâncăm la mall? Nu. De ce? Vreau să mâncăm și noi undeva drăguț, că n-am mai fost undeva drăguț de mult. Am fost acum 3 zile, efectiv. Sau noi 2 doi? Zile. A fost și Robi. Și Saicu. Și Saicu. Nu, zic, noi doi doar. Bine, mergem. Unde vrei să mergem? Vreau să mergem... De fapt, vreau să mergem undeva în alt oraș. Na, e departe, trebuie să bag AdBlue și... Mă, dar tot timpul nu vrei să mergi niciunde, stăm doar în București. Da, să-mi bat picioarele, nu mergem în alte orașe. Efectiv, am stat aproape toată viața mea în Severin, acum nu mai stau în Severin, mi se pare un lucru nou. Când o să mă plictisez de București, o să mergem și altceva. Unde vrei să mergem? De ce am merge în alt loc? Care-i sensul? Să vedem și noi, bună. Ce? Ce? Să vă zic unde să merg. În Brașov. În Brașov. Ce are Brașov și n-are București? De ce să mă... Mergem la iarnă să dăm cu plac. Păi și e iarnă acum? Nu, la iarnă păi am zis. Mai e până la iarnă, vorbim la iarnă. Dar lasă-mă cu astea, omule, zis ce ai de tu zis de vlog. Ok, păi acum o să... Niciodată nu-ți dai telefonul pe silent când trebuie să filmezi și eu. E pe CarPlay. Ce silent? Mamă, uite cum stau ăștia la codă. Păi, da, dă pe mut. Nu merge mai jos, e pe mut. Dar mai apare notificarea. Ok. Acum o să mergem la Băneasa, acasă. Bă, dar tot timpul stai foarte mult să parchezi. Ce e așa greu? Păi uite cum parcă bouă ăsta. Uite, uite da, cât de... Dar vina altora, Andrei, doar vina ta nu e niciodată. Bă, uite niciodată. De cât de ieșit e botul. Tu ești un sfânt, asta... un sfânt. Mă duc să-i ridic. Bine, hai, pa, pa, hai să mergem. Dar stai mai răbdare că eu am de dat un telefon, nu pot să plec acum. Ia, ce? Nu ne pasă. Aici e ceva în mașină. Uite cât de în față e și... Da. Hai să mergem. Nu ne pasă. Dar stai puțin, că zic că am de dat un telefon. Ți-e frig? Da. Atunci pe ea că nu-i de dacă nu-i răbdare. Hai, pa. Ok, prieteni, deci eu am venit până la mall doar ca să le enervez pe Andrei, dar de fapt nu iau nimic pentru că oricum mi-am luat totul cu ajutorul lui Tipli. Iar în cazul în care ați uitat, Tipli este un portal de cashback de pe care dacă îți faci cumpărăturile o să primești o parte din banii tăi înapoi direct în contul tău bancar. Iar dacă îți faci cont de pe linkul meu o să primești 30 de lei bonus la prima ta comandă. Mi-am luat și peruca asta foarte drăguță, nu știu dacă vă place aici să învățesc așa sau nu, dar mie îmi place foarte mult. Mamă, Andrei, chiar trebuie să intri în cabină cu mine, nu vezi că n-am loc. M-ai chemat să intru cu tine să zic cum stau. Nu, te-ai chemat doar să-mi zici mie lucrurile. Părere rigicuță, prieten. Uite, vezi, acum stai în cadrul meu, efectiv, nu iese nimic. Și unde vrei să stau? Afară, nu știu. Păi, dar mă inițiez, nu mă, de fapt, stai jos, stai jos, stai jos. Deci, da, stai mă, mă, stai mai încet.
ce, mă? Tot timpul dai prea tare. Păi ascult muzică, dar ce dracu te deranjează? Păi, mă, vezi că vreau și eu să fac un outro. Și uite, și păi treaba ăla deschisă, și treaba ăla deschisă, tot timpul o închid eu. Așa, prieteni, cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Acum o să mergem la restaurant. Așa, nu filmezi la restaurant? Bă, da, o să filmezi acolo puțin, dar fac outro acum din mașină. De ce? Da, și nu mă întrerupe, Andrei, deci mă întrerupe. Dar n-are sens timpul să-l faci din mașină acum, fă-l. Dar de ce mă întrerupe tot timpul? Păi că nu înțeleg de ce sens are să-l faci acum. Tu mă întrerupi și pe mine cu muzica. Că vezi, doamne, n-ascultam muzică, dar am zis să știu mie că faci outro aici, că nu înțeleg. Ca să nu uit. Dar n-ai ținere de minte, doamne, Deni. Notează-ți pe telefon ceva, pune-ți o alarmă. Doamne. Știi ceva, mi-am amintit acum că ai și uitat de aniversarea noastră anul trecut, la 12 fix. N-am, băi, deci nu, uitat, dă-te deci pui, n-ai voie. Și acum, deci chiar vine să mă cer din chestia asta, deci nu pot să cred că ai uitat și nici nu mai vreau să mă vorbesc cu tine. Doamne, dar efectiv, nu se pune, pentru că... Ba, se pune. Dar ți-am explicat că, omule, tu dacă ți-ai amintit ce ai stăcut toată ziua aici la fel de... vinovată ca și mine. Ba nu. Ziceți voi, fetelor, eu dacă am făcut toată ziua sunt vinovată? Dar de ce? De ce n-ai spus? Și cum mă dau cu ăsta? Dar tu, de ce faci asta tot timpul? Efectiv, nimeni nimic. A, da? Mai știi că n-ai făcut aia? Ce se... vorbeam despre altceva. De ce mă oprești muzica? Pentru că tocmai ți-am zis că filmez. Păi că e așa chef în ziua asta să te ceri cu mine din orice. N-am, omule, ce dracu, mă, hai să mergem în oraș să filmez, că daily vlog, că de-aștia, te ceri cu mine toată ziua. Tu te ceri cu mine toată ziua? Eu am fost chiar foarte pașnică. Nu e adevărat, Deni. Nu mă mai întrerupe, Andrei. Acum o să mergem la restaurant, la unul foarte drăguț. Ai făcut rezervare, nu? Da. La care? La Aria TNB. Nu voiam acolo! Mea, nu ai zis că acolo unde ai făcut ziua. Da, dar m-am răzgândit și ți-am zis că nu acolo. Nu mi-ai zis nimica. Ba da, vezi, Andrei, că nu mi-ai zis nimica. Tot timpul uiți. Deci eu ți-am zis că tu nu ții cont de mine. Bă, omule, nu mi-ai zis. Nu, mi-ai zis deja, iubita din lumea. Imposibil așa ceva, nu mi-ai spus. Mi-ai zis că vrei acolo. Acolo am făcut rezervare. Cum poți să spui acum că mi-ai zis? Unde mi-ai zis? Unde mi-ai zis atunci? Păi asta tu trebuie să te amintești. Nu mă, lasă-mă cu vrăjelile astea. Aici să fac altundeva zi unde? În fine, da, prieteni. Bă, dar tot timpul faci așa, când vezi că n-ai dreptate, gata. Ori schimbi subiectul, ori taci. Uite cum se schimbă camera, pentru că iar conduci haotic. Păi dacă sunt... Nu mă văd eu. Urbă, pui mei. Da, prieteni, și vreau să vă zic că port această perucă în cazul în care vă întrebați. Ca să lăsați voi în comentarii. Acesta e un indiciu. Scrieți ce credeți că o să fiu de Halloween. Fac story-uri și eu încerc să vorbesc aici, nu pot. Ai zis ce vrei să zici, că nu are drăguț? De unde până unde aș fi vrut eu să zic asta? Dacă voiam să zic asta, ziceam, ha, ce urâtă ești. Dar n-am zis asta. Ai spus să faci story-uri, deci cum e inutil să-mi fac story-uri pentru că arăt urât. Dar nu, eu nu mai am chef. Fă-ți asta, nu știu, fă-ți-l singur. Nu, nici eu nu mai am chef, mai filmam. Spui mie asta, de ce? Dar îți place cum stă cu asta? Da, îmi place cum stă cu asta, du-ți tipul. Nu poți cam de la de te ustră în cuzina. A, nu vreau să mă ustră în cuzina. De ce nu mai lăsați să intru prima în lift? Cum adică? Tot timpul zici că te-e frică de lifturi? Da, dar trebuie să mă lași pe mine să intru prima. Așa-ți face, așa, trebuie să fii un gentleman, Andrei. Trebuie să fii un gentleman, vezi, doamne. De ce nu mai lăsa pe mine să intru prima? Ha, mă lasă-mă că oricum nu mi-a plăcut aici, mergem altundeva. Ok, prieteni, acum o să-l sunăm pe Andrei, deși el este la o filmare și o să-l sun să-i spun că... Stai că am mâncat de bandaj. Și o să-l sun să-i spun că am visat că mă înșală, cel mai tipic lucru din care se supără fetele. Voi v-ați supărat vreodată din așa ceva? Sper să nu-și dea seama, pentru că niciodată n-am făcut asta. Da. Alo, ce faci? Ce faci? Uite că așa n-are tu. Păi și cât stai? Dar ține că stau 2 ore. Păi da, da, aproape au trecut. Mai puțin, mă, mai târzi jumătate de oră așa, că e... Tot... De ce mă sună așa? Pentru că tot timpul spui că vii repede și nu vii, de fapt. Păi tot dracu zici că controlezi eu absolut tot ce se întâmplă. Păi tu controlezi, nu? Eu lumii și controlezi tot eu. Dar tu controlezi. Păi nu controlezi eu. În fine, am visat ceva foarte nașpa. Poți să vorbești? Nu.
Mă, niciodată nu ai timp de mine, efectiv. Ok, doamne, zi-mi. Două minute durează, două minute. Zi-mi ce ai visat, zi-mi. Am visat că eram undeva la un restaurant și apoi a venit una și a spus că te cunoaște și că de fapt ai fost cu ea. Ai visat asta? Da. Așa. Păi și mă enervezi. De ce te enervezi? Nu te mai enerva. Da, dar a fost un vis urât, un coșmar, aș putea spune. Păi și ce pot să fac eu dacă asta ai visat tu? Să-mi spui că nu s-a întâmplat asta niciodată. Păi eu știu ce s-a întâmplat la tine în vis, ești nebună. Nu, să spui că nu s-a întâmplat asta în realitate niciodată. Păi mie, da, logic, dar dacă tu visezi asta, ce treabă am eu cu asta? Bine, de ce te răstrezi la mine? Nu vreau să mă răstrezi la tine, măi, pe toată, dacă tu visezi mult. Mâine, că habar n-am, eu am început să zbor și că pe tine nu te învăț, cum pot să zic eu? Ei, promit eu că dacă ai și învățat să zbor, te-aș învăța și pe tine. Fui mie un fis, Danny. Te aștept să mi aduci un mic puișor când vii. Pa. Auzi? Ce? Danny, cum arăta aia din vis? Te lași. Da, un mic puișorul tău. Dar ți-am zis că nu vreau puișor, că eu mănânc carne, vreau rondele. Ai zis mic puișor la telefon? Nu, am zis rondele. Sunt pe ăștia de la Vodafone să-mi dea conversația. Bă, da, uite, nu, de-aia și filmez adevărat acum ca să-ți arăt că nu ești atent. Ai filmare când m-ai sunat? Nu, dar am filmarea asta acum, să-ți arăt data viitoare. Ce să-mi arăt data viitoare? Tu îmi zisești, adu-mi mic puișor. Ți-a adus mic puișor și ți-a adus și cartofi și ți-a adus și din cartofi. Dar nu vreau cartofi, am vrut doar rondele. Și de ce n-ai zis că vreau rondele? Ba, ți-am zis că vreau rondele. Deci nu mi-ai trimis mesaj, ca să vezi acolo. Pentru că te-am sunat, deci ți-ai mai trimis și mesaj. Ca să fie un lucru scris, să nu zici după aia, am zis rondele, am zis ăla. Ai zis mai puișor, da, ți-am adus mai puișor. Nu, și de fiecare dată când te sun, e dovada că nu ești niciodată atent la ce-ți spun și eu. Sunt! De ce ești mă spărat-o? Mă doare! Nu, lasă-mă cu mușcatul și cu visele. Mănâncă mai puișorul, că mai puișor ai vrut. Voi vă mușcați biții. Au, bă, da-mi așa.